În urma măsurilor stabilite de autoritățile județene, constructori și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, sâmbătă s-a realizat deschiderea traficului normal prin sensul giratoriu la Zidul Morții, dar fără a se asigura posibilitatea întoarcerii de pe un sens pe altul al DN17. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a construit două insule triunghiulare cu parapeți din plastic de tip New Jersey, care au separat cele două sensuri de mers pe DN17. În plus, toată semnalizarea rutieră a fost refăcută conform noilor condiții de circulație. Au fost realizate benzi rezonatoare, a fost refăcut marcajul orizontal și au fost montate indicatoare de semnalizare verticală. În zona au fost impuse restricții de viteză în cascadă de la 70 la 50 și apoi la 30 de km pe oră, specifice unui șantier în lucru. Sâmbătă, 18 ianuarie, au fost implementate măsurile care au fost stabilite în vederea creșterii gradului siguranței rutiere la intersecția drumului național 17 cu varianta ocolitoare, ceea ce a însemnat refacerea marcajului orizontal și vertical. Au fost montate totodată două insule din parapet New Jersey, astfel încât circulația dinspre gura Humorului spre municipiul Suceava se face prin sensul giratoriu, prin partea dreaptă, dar fără a avea posibilitatea întoarcerii în sens giratoriu pe celălalt sens de mers. Aceste măsuri credem că vor crește gradul de siguranță acestei zone, totodată având în acest moment o monitorizare de către Inspectoratul de Poliție în ceea ce privește circulația în zonă. În cursul săptămânii viitoare va fi instalat un indicator rutier de tip consolă transversar față de axul drumului, la o distanță de circa 250 de metri de intersecție pe direcția Gura Humorului Suceaba, care va atenționa șoferii cu privire la zona periculoasă. Inspectoratul de Poliție al județului Suceava, prin serviciul rutier, monitorizează zona începând de sâmbătă seară. Agenții de poliție vor dirija și supraveghea circulația, mai ales în condiții de vizibilitate redusă, cât și pe timpul nopții.